Bună ziua și bun găsit, doamnelor și domnilor, sunt Andreea Sender, gazda emisiunii InfoBusiness. Ciprian Mannea, consultant financiar, va fi ghidul nostru astăzi în încercarea de a afla cum ne putem consolida afacerea sau, de ce nu, de a porni una de la zero cu bani europeni. Așa că, bună ziua, domnule Mannea, bun găsit la emisiunea noastră, mulțumim că ați dat curs invitației. Aș vrea să începem prin a ne specifica cât sprijin aduc aceste programe pe bani europeni mediului de business, mediului de afaceri. Un sprijin foarte mare. Și asta doar gândindu-ne la faptul că oamenii de afaceri, IMM-uri înființate, societăți deja existente sau chiar persoane care vor acum să înceapă pe drumul ăsta al antreprenoriatului, vor beneficia de sprijin financiar nerambursabil și chiar 100% nerambursabil în cele mai multe cazuri pentru a-și dezvolta afacerea, pentru a ieși pe piețele externe, pentru a-și, include în procesul de producție, dacă ne raportăm la societăți care fac acest lucru, chestiuni legate de inovare, de retehnologizare, de tot felul absolut de lucruri de genul ăsta. Absolut, de a consolida până la. Da. Și eu cred că este un sprijin foarte mare. Problema însă, chiar dacă am trecut printr-o perioadă anterioară de programare în care să spunem că am fi putut să ne acomodăm cu partea asta de fonduri europene, problema este că oamenii încă nu sunt deschiși. Și antreprenorul, în general, nu prea este dispus să riște. Și, în general, nu doar pe partea de business, dar, în general, s-a observat o rată mică de absorbția fondurilor europene în ceea ce privește nu doar partea de business, cât și ramurile destinate către alte activități. Am avut tot timpul o problemă de genul ăsta. Însă, partea asta de business a început să înflorească sprijinul către mediul de afaceri față de începuturi, să zic. Se observă o susținere mai mare către mediul de business? Este o susținere mult mai mare. Există axe care deja sunt închise, linii de finanțare închise, cu fonduri epuizate. Deci există din partea antreprenorilor o dorință din ce în ce mai mare pentru a accesa fonduri europene și pentru a se dezvolta. Partea de accesare sau nu a fondurilor europene nu este o chestie care ține neapărat și doar de antreprenori. Este o chestie care ține și de legislația din România și mai ales de organismele sau entitățile care gestionează fondurile. Pentru că nu există o chestie unitară la nivel de țară. Sunt organisme intermediare sau ADR-uri regionale care administrează o serie de fonduri, dar care n-au o viziune comună, de exemplu, pe partea de Sud-Muntenia cu partea de centru sau nord-est. Și aici apar problemele. Unii spun una, ceilalți spun altceva și atunci... Și cum oricum există marja aceasta de risc la care mulți nu sunt dispuși să... Lipsa de informare sau cu informațiile contradictorii cu atât mai mult amplifică această stare. Care sunt principalele axe care sprijină mediul de afaceri? Indiferent că vorbim de antreprenori deja sau viitori antreprenori. Păi, în principal, cred că ar trebui să ne raportăm la societățile deja existente, la IMM-uri sau micro-întreprinderi, să le spunem așa, și cred că ar fi de menționat aici, pentru că am întâlnit situația în experiența de până acum, să mă întrebe cineva ce este, domnule, un IMM. Eu sunt IMM, am o societate, e un SRL, dar sunt IMM. Micro-întreprinderile, de fapt, sunt societăți care trebuie să aibă până la 9 angajați și active totale sau o cifră de afaceri anuală netă de până la 2 milioane de euro. Deci minim, maxim 9 angajați și active totale de până la 2 milioane de euro, respectiv o cifră de afaceri netă anuală de 2 milioane de euro. În această categorie intră micro-întreprinderile. Orice societate cu răspundere limitată care se încadrează în aceste limite este considerată ca fiind micro-întreprindere și cred că ar trebui să ne oprim asupra micro-întreprinderilor, mai ales ținând cont de faptul că la nivelul României peste 90% din societățile existente reprezintă partea asta de micro-întreprinderi, adică firme care au până în 9 angajați și respectiv până în 2 milioane de euro cifră de afaceri sau active totale. Iar la momentul de față, pentru micro-întreprinderi, am putea să ne oprim asupra programului operațional regional, care sprijină destul de mult dezvoltarea și extinderea IMM-urilor. Și aici, cred că ar fi de menționat două axe prioritare.
este axa 1. Informațiile astea se pot găsi și pe site-urile oficiale, atât pe inforegio.ro, cât și pe fonduri-ue.ro. Le puteți regăsi și consulta. Este axa prioritară 1, care implică promovarea transferului tehnologic, și mai este axa prioritară 2, care se referă la îmbunătățirea competitivității micro-întreprinderilor. Din păcate, liniile de finanțare se închid pe zi ce trece și la momentul adică de față... sunt accesate și epuizate fondurile. Sunt accesate și epuizate fondurile sau perioada în care se pot depune proiecte este limitată în timp. Mai exact și despre axele și respectiv obiectivele despre care o să discutăm astăzi. Ele au fost lansate și au avut o perioadă în care s-au putut depune proiecte de aproximativ 6 luni de zile. Așadar, o să vedeți că ne aflăm în lunile terminale. Nu știu dacă o să mai reușească cineva să depună sau în ce stadiu este. Acum referindu-ne la axa 1 și 2 pentru IMM-urile din port. La axa 1 și 2 cu IMM-urile din port, da. Pe axa 1, după cum vă spuneam, discutăm despre promovarea părții astea de transfer tehnologic și aici putem să vorbim despre accesarea a aproximativ 200.000 de euro pentru IMM-uri care vor să-și introducă în procesul tehnologic rezultatele unor cercetări. Mai exact, lucrăm în producție și în urma cercetărilor rezultă un produs pe care eu aș putea să-l înglobez în activitatea mea. Aceste IMM-uri, bineînțeles, nu singure, ci dezvoltând un parteneriat cu o entitate de inovare și transfer tehnologic, pot să depună proiect. Entitățile astea de transfer tehnologic sunt definite și reglementate de către o serie de ordonanțe de guvern, respectiv hotărâri de guvern și, dacă mi-aduc bine aminte, ar trebui consultat pentru a putea vedea exact care sunt aceste entități, ITT, cum se prescurtează. Este vorba de OG 57/2002 și respectiv HG 406/2003. Cred că astea sunt cele două care trebuie să reglementeze. Dar, și, pe exemplu, cine ar putea fi? Sunt niște chestiuni specifice, centre de cercetare, dar obligatoriu să respecte acele condiții, normele, cele două, da, din ordonanță și hotărârea de guvern. Exact. În principiu, partea de cercetare, instituții care se ocupă de partea de cercetare, centre de cercetare, ele realizează inovare, ca să le spunem așa. Iar IMM-urile pot accesa până la 200.000 de euro cu o contribuție proprie de aproximativ 10%. Și asta pentru că discutăm despre o schemă de ajutor de minimis, pot accesa finanțările și să-și introducă în partea de producție rezultatele unor cercetări. Este destul de specifică această axă prioritară și respectiv acest obiectiv, această operațiune, însă dacă există persoane interesate, mai pot depune proiecte până la data de 25 iunie 2018. Deci acesta ar fi cam singurul proiect la care s-ar mai putea depune pe axa 1 și 2 din port. Pe axa 1. Deci axa 1, aceasta care implică partea de promovare a transferului tehnologic, cu înglobarea unor cercetări, unor rezultate obținute în urma unor cercetări, mai pot fi depuse proiecte până pe 25 iunie 2018, mai exact în 10-11 zile cât mai avem la dispoziție. Și apoi ea fiind deschisă în 25 ianuarie 2018, deci au fost aproximativ 6 luni de zile în care s-au putut depune. După aceea asta se închide, se evaluează proiectele, se verifică sumele rămase, dacă au rămas sume, și dacă există sume care au rămas disponibile, se redeschide apelul. Și pe axa 2? Pe axa 2 avem trei obiective specifice sau operațiuni la care ne putem raporta. Din păcate, cel mai important și care ar fi fost benefic pentru IMM-uri, și anume obiectivul 2.1A, destinat exclusiv micro-întreprinderilor, este închis. El s-a închis încă de anul trecut. Nu știu dacă o să mai fie lansat, dar sperăm să
mai existe fonduri. Spun că ar fi cel mai bun pentru a dezvolta un IMM, pentru că de asemenea putem să ajungem la un 200.000 de euro ca valoarea finanțării cu o contribuție proprie de 10%. Și aici discutăm despre tot ce înseamnă parte de extindere, modernizare, echipare, dotare, absolut tot ce ar avea nevoie o întreprindere pentru a-și dezvolta afacerea. Dar este închisă în momentul. Este închisă în momentul de față, da. Ce mai avem deschis? Ce mai avem deschis? Pe axa 2 mai avem deschis operațiunea 2.1b și aici iar este o operațiune destul de interesantă în ideea în care această operațiune finanțează proiecte care vor să înființeze incubatoare de afaceri sau acceleratoare de afaceri, iar finanțarea aici poate să ajungă până la 7 milioane de euro. Problema, sau de fapt nu problema, ideea este că parteneriatul în cazul acestor proiecte, cei beneficiarul sau parteneriatul care depune proiectul, nu trebuie să fie format doar din IMM-uri. Aici putem să includem în parteneriat autoritățile publice locale, ONG-urile, centre de cercetare, instituții de învățământ superior. Deci pot fi depuse proiecte pentru a dezvolta de la zero un incubator de afaceri, un accelerator de afaceri, cu tot ce înseamnă construcții, dotări, absolut tot. Doar să trebuie obținem... să fie parteneriat cu un ONG, o instituție publică, ori cu un organism al statului. Da, și este și explicabil acest lucru, pentru că un IMM acum depinde foarte mult de dimensiunea IMM-ului, dar există și o parte de sustenabilitate a acestui proiect. Un IMM este mai greu să susțină financiar o investiție de 7 milioane de euro fără să aibă și un sprijin din partea statului. De asemenea, la fel, discutăm de chestiuni legate de o serie de facilități. În cadrul acestor incubatoare de afaceri, autoritățile publice locale, de exemplu o primărie, dacă ar vrea să realizeze un astfel incubator de afaceri, mai identifică un ONG sau și un IMM, depune proiect și poate să ofere o serie de facilități antreprenorilor care utilizează incubatorul de afaceri sau acceleratorul de afaceri. De asemenea, și hub-urile sunt. Există hub-uri înființate care pot și ele să depună în parteneriat proiecte. Din păcate, și acest apel urmează să fie închis până pe 9 iulie 2018 mai pot fi depuse proiecte, iar proiectele sunt destul de mari. Imaginați-vă ce înseamnă 7 milioane de euro. Investiții în construcții, asta înseamnă studii de fezabilitate și așa mai departe. Dar a funcționat, a fost... Da, da. Și noi am avut cereri în acest sens, însă, din păcate, până s-a ajuns să concretizezi lucrurile, durează ceva timp, mai ales pentru că e o chestiune care ține de împărțirea atribuțiilor în parteneriat. Un astfel de incubator sau accelerator de afacere poate să genereze la un moment dat și anumite venituri și atunci respectiv generează obligatoriu și cheltuieli. Și atunci apar discuții între parteneri și în mare parte nu prea se concretizează lucrurile. Cu atât mai mult că această operațiune, fiind finanțată atât printr-o schemă de ajutor de minimis de până la 200.000 de euro, unde discutăm de o contribuție proprie de 10%, până la 7 milioane de euro, discutăm de un instrument financiar, de o schemă de ajutor de stat regională, unde cofinanțarea ajunge până la 65%. La un proiect de 7 milioane de euro, 65% înseamnă foarte, foarte, foarte mult. Și aici apar problemele. Până pe 9 iulie se mai pot depune proiecte. Teoretic, în mod practic bănuiesc că este practic aproape este imposibil. Cam târziu, da. Deci acestea sunt cele două axe pentru IMM-uri. Mai avem încă o axă. Mai avem încă o axă, de fapt o axă, în cadrul axei 2, mai există un obiectiv specific și anume 2.2, care implică de asemenea sprijinirea creierii și extinderea capacității de producție a IMM-urilor și aici prin creșterea productivității muncii. La fel și aici se pot accesa finanțări cuprinse între 200.000 de euro, respectiv 1 milion de euro,
cu aceeași specificație că cei 200.000 de euro intră pe un ajutor de minimis unde contribuția proprie este de 10%, iar ce depășește intră pe acel ajutor de stat regional unde contribuția proprie poate să ajungă până la 40%. Și în acest caz pot fi implementate în cadrul IMM-urilor de la licențe, brevete, de la ieșirea pe piețele externe, de la achiziții de echipamente și așa mai departe. Asta este linia care mai are ceva timp și mai oferă ceva timp beneficiarilor care doresc să depună proiecte, întrucât ea se va închide pe 23 august. Dar și aici este destul de complicat, ca să spunem așa, pentru că nepregătind lucrurile din timp, până la, acum noi discutăm în mare, dar până la a reuși să depui un proiect, trebuie să treci niște pași și primul pas este evaluarea IMM-ului. Iar la evaluare se iau în calcul cifre de afaceri, situația financiară, situația acționarilor, de asemenea ideea pe care vrea să meargă IMM-ul respectiv, dacă se încadrează sau nu în obiectivele programului. Cam astea ar fi cele patru obiective și operațiuni finanțate prin POR. Mai sunt trei deschise. În august, pe 23, se închide și ultima linie de finanțare, ultima cea pe care am menționat-o. Și am închis subiectul IMM-urilor. Da. Că vorbeam de sprijinul banilor europeni către zona asta de business, am vorbit despre IMM-uri. Care este următoarea categorie pe care o putem regăsi în acest program operațional, regional, POR? Și nu numai. Am putea să mai discutăm, apropo de sprijinul IMM-urilor și despre asta ca adiacent, mai ales că nu este nimic lansat la momentul de față, și despre Startup Nation. El este destinat tot IMM-urilor care în ultimii 2 ani de zile nu au avut activ codul CAEN pe care se dorește să depună proiectul. Pentru Startup Nation, din ce știm, sunt undeva la 700 de milioane bani alocați din credite de angajament pentru înființarea aproximativ 10.000, de fapt înființarea, sprijinirea dezvoltării a 10.000 de firme. 44.000 de euro ar fi finanțarea, momentan nu este lansat, însă lumea așteaptă cu nerăbdare lansarea și acestui program. Ce trebuie menționat este că acesta nu este un fond european, nu sunt fonduri europene, ci sunt fonduri guvernamentale. Pe lângă acest program care finanțează tot partea de IMM-uri, mai există Startup Diaspora și Startup Plus, două programe finanțate din fonduri europene, care urmăresc de asemenea sprijinirea celor care vor să-și deschidă o afacere. Adică aici discutăm despre persoane eligibile, nu entități eligibile. Persoane fizice care îndeplinesc o serie de condiții și care pot să depună proiecte în vederea înființării unor societăți. Foarte interesant mi s-a părut și nu am foarte multe date despre Startup Diaspora, așa că aș vrea să ne dați câteva informații. Startup Diaspora seamănă oarecum și cu Startup Nation și cu Startup Plus în mare parte. Sunt două programe care finanțează aproximativ același lucru, doar că diferă grupul țintă. Startup Diaspora este un program lansat în vederea aducerii persoanelor plecate în afara țării în țară și respectiv înființarea unei afaceri. Condiția obligatorie pe care o persoană care se află în diaspora trebuie să o îndeplinească pentru a putea depune proiect este aceea de a demonstra că în ultimele 12 luni a avut domiciliu sau reședința în diaspora. Orice persoană care poate demonstra acest lucru poate să depună proiect. Există o listă care la fel poate să fie consultată pe site-ul Ministerului, de administrator de grant, și urmărind acea listă, în funcție de regiunea de implementare, persoanele interesate pot să solicite informații respective, se înscrie. Avantajul pe care îl are Startup Diaspora, spre deosebire de celelalte programe operaționale sau finanțate din fonduri guvernamentale, este că în acest caz discutăm despre un administrator de grant care nu este o instituție publică. Deci mai apare un intermediar. Startup Diaspora este un program finanțat din fonduri europene, unde o serie de entități,
ONG-uri, societăți comerciale, au depus proiecte mai mari la nivelul Ministerului Fondurilor Europene, au câștigat aceste proiecte, iar la momentul de față ei gestionează fondurile și le alocă către persoanele interesate. Deci scăpăm puțin de birocrația pe care, să spunem, statul ne-ar da-o. Nu, cred că. Da. Ca și obligativitate pentru cei care ar dori să intre în programul Startup Diaspora, ar fi aceea că va trebui să angajeze două persoane obligatorii pe care să le mențină pe 18 luni active, cu contract de muncă, însă asta nu este o problemă în condițiile în care programul finanțează inclusiv cheltuielile cu angajați, atât salarii nete cât și taxele aferente salariului net. Pe toată perioada celor... Pe toată perioada celor 18 luni pot fi achitate salariile, respectiv taxele aferente salariilor, din bugetul de 40.000 de euro, care este un buget maxim, care poate să fie alocat per firmă înființată. Obligativitatea este ca cei care se află în diaspora să demonstreze că au domiciliu sau reședința pe 12 luni anterioare în afara țării. Și acest program rulează în momentul de față? Acest program se derulează în momentul de față și va avea ca perioadă de identificare a grupului țintă, respectiv implementarea activităților de formare și așa mai departe. Cred că la finalul anului se va finaliza. Cei care sunt interesați ar trebui să se grăbească, pentru că sunt programe care implică de fapt și o parte de mentorat, de coaching, de cursuri de formare gratuite. Păi, și cum se pot desfășura acestea, având în vedere că vorbim de oameni din diaspora? Sunt organizate acolo? Pot fi organizate și transnațional, însă ideea este de a aduce oamenii în țară. Odată intrat într-un astfel de program, oamenii vin, parcurg o serie de cursuri, consultanță, mentorat, elaborează un plan de afacere, îl depun și în cazul în care el este selectat, și o să discutăm oarecum și despre criterii, în cazul în care este selectat, el va primi până la 40.000 de euro finanțare. Și cam despre ce perioadă vorbim? Pentru că, privind prin ochii telespectatorului, să zic, ei își fac niște calcule și se gândesc, m-ar interesa, am o idee, vreau, dar haide să vedem, eu plec de la munca mea, vin și trebuie să mă autosustin în următoarea perioadă. Cam despre ce perioadă vorbim până când ei pot depune? Adică cât trebuie să plece de la muncă? Ideea este în felul următor. Și acest program și Startup Plusul sunt programe care se derulează în trei etape mari de implementare, etape care sunt prevăzute în ghidul solicitantului la momentul în care beneficiarii au depus proiectele. Prima etapă este o etapă de 12 luni și acum, în funcție de momentul la care beneficiarii au semnat contractul, acea perioadă poate să fie la finalul anului sau începând cu anul viitor, ianuarie-februarie. În principiu, pe diaspora s-au semnat contractele de anul trecut. Avem o perioadă de 12 luni în care se întâmplă o serie de lucruri, cum ar fi înregistrarea participanților, recrutarea acestora prin completarea unor documente, formare profesională, o sesiune de practică și abia în a doua perioadă, în perioada de 18 luni, etapa a doua, abia atunci discutăm despre înființarea firmei. O să vă rețineți puțin ideea, da. Noi o să luăm o mică pauză publicitară, însă cu multe informații despre ce trebuie să facem în Startup Plus Diaspora, dar nu numai, revenim după câteva minute.